Pentru mulți dintre noi, masca a devenit o adevărată povară. Deși este una dintre cele mai importante arme împotriva infectării cu noul coronavirus, oamenii au ajuns să spere că odată cu vaccinul vor scăpa și de purtarea acesteia. Vom purta masca de protecție până în 2023, spun specialiștii, întrucât nu doar vaccinul ne protejează împotriva virusului, ci și masca, care este una din principalele măsuri de protecție. Cu toate acestea, a devenit o adevărată povară pentru cetățeni care nu sunt de acord cu aceste predicții. 2023, e cam lungă perioada așa. Mie una nu-mi place să o port. Până în 2023 totuși e o perioadă foarte lungă. Foarte lungă, exact. Nu cred că o să o poarte cineva până atunci. N-am voie să stau înfundată cu asta. Ochelarii mi se abureze, nu văd. M-a dus să scot niște bani de la reciproc și eu, dacă mă păcălește aia, eu nu vă să mai număr bani. Și atunci eu pe asta n-aș mai purta-o de acum. Masca va rămâne obligatorie pentru mult timp de acum înainte, chiar dacă ne vaccinăm. Acest vaccin ne protejează pe dinăuntru, dar nu ne protejează și împotriva mucoaselor, spun medicii. Dacă dăm masca jos și renunțăm la ea, avem toate șansele să luăm un virus pe care putem să-l dăm mai departe unor persoane care nu sunt imunizate.